Da. Stai din Corpus? Da, și de unde circulam? De la... Cred că Sfântul, da. Așa. Mai dai drum un pic. Voia de pat. Deci din primele cercetări s-a stabilit că un autoturism matriculat în Italia, condus de un cetățean român, aproape de localitatea Vlădeni, pe fundul neadaptării vitezei într-o curbă ușoară la stânga, a intrat pe contrasens, a lovit un microbuz, după care s-a răsturnat. În urma accidentului au rezultat 3 victime accidentate ușor. Cercetările continuă, urmând ca să se stabilească împrejurările cu exactitate și condițiile în care s-a produs accidentul. Înainte să ajungă în șanț, a mai acroșat și o altă mașină în afară? Da, se pare că până să se oprească autoturismul implicat în accident, a mai acroșat un alt autoturism care se răsturnase înainte de momentul producerii accidentului în șanț. Ce riscă șoferul care intra pe contrasens? În funcție de zile de îngrijiri medicale și pretențiile victimelor, parchetul urmează să stabilească soluția noastră. Am fost solicitați la un accident rutier produs între un autoturism și un microbus pe DN1 între localitățile Vlădeni și Perșani. Am intervenit cu 2 echipaje SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. Accidentul s-a soldat cu 3 victime, vorbind de o femeie în vârstă de 40 de ani și 2 copii, unul în vârstă de 17 ani și celălalt în vârstă de 2 ani și 3 luni. Toate persoanele au suferit traumatism craniofaciale, au fost transportate la spital de către echipajele SMURD și sunt în afara oricărui pericol.